Bună, dragilor, și bine ați venit sau revenit pe canalul meu de YouTube. Aseară am fost la Lidl la cumpărături. Și a fost acolo în căruț și scaune și a mașini și avioane și cu cealaltele. Da, și Ludmila vă povestește ce a mai făcut ea. Și am cumpărat câteva chestii, nu doar eu, a fost și tătic de bebe mai devreme la Kaufland, din câte am văzut. Și la magazine. Da, noi am fost și în alte magazine, dar pentru asta o să filmăm un alt clip. Acum vreau să filmez un clip cu produse alimentare. Acum Ludmila s-a pus pe cântar, are 12 kg 800, da, vedeți, am greșit. Și am cumpărat astea și voiam să vă arăt ce am cumpărat. Ca să o și bag la loc, am cumpărat o jumătate de lubeniță, am mâncat aseară din ea, dar nu e dulce, adică prin iulie erau mai dulci. V-am zis, nu este așa de dulce. Am fost să-mi cumpăr carne pentru că nu mai aveam carne. Ca mențiune vreau să vă spun că ce vedeți acum, adică datele pe care voi le vedeți, că vedeți o altă dată pe produse, pe ambalaje, să știți că nu este filmat în ziua în care eu postez. Sau, adică filmez atunci când le cumpăr și postez în altă zi. Asta cred că este logic. Am cumpărat niște aripioare de pui pe care le voi băga la congelator. Nu pe toate, probabil că voi împărți această cutie în două și o voi băga la congelator pentru că vreau să mănânc mai multe zile. Vreau să-mi ajungă mai multe zile carnea, știți că eu sunt acum pe dietă. Nu am mai slăbit, mie mi se pare că m-am mai îngreșat, adică după kilograme mă refer. Dar, în schimb, se vede la picioare că am slăbit foarte mult, adică mi s-au subțiat destul de mult, ceea ce mă bucură, nu mai sunt butucănoase. Păcat că nu am o poză de before and after, dar am făcut acum. Chiar arată super bine picioarele față de cum arătau înainte. Burtica s-a mai dus destul de mult, nu foarte mult, dar s-a dus destul de mult. S-ar putea să pun... mușchi, pentru că am mers foarte mult, am făcut foarte mult efort. Am luat carne tocată de curcan, mie aceasta îmi place, am luat două caserole, mi s-au părut destul de ieftine pe pulpele de pui, pe aripioare, parcă, cât am dat? 7 lei? Nu mai țin minte, dar am dat o sumă mică. Acestea 15 lei, o caserolă, pe care la fel o să o împart în două și o să-mi fac hamburgeri sau ceva de genul, o să prăjesc, văd eu cum fac, prăjesc, e mult spus, le pun la air fryer. Am mai luat o caserolă de pulpe, la fel o să le împart în două, pentru că v-am zis, să le fac în mai multe zile, mănânc două pulpe și îmi iau la muncă sau le fac ca să le iau la muncă, văd eu cum le fac. Am cumpărat și acești cârnați stic de pasăre cu porc și brânză. Îmi plac foarte mult. Vedeți că am mâncat câțiva din ei aseară. Eu îi bag puțin la air fryer să fie crocanți. Sunt buni și așa, pur și simplu. Deci chiar sunt super buni. Am mâncat prima dată la fratele meu, dar parcă așa crispy. Îmi plac super, super mult. I-am cumpărat Ludmilei iaurt grecesc, 6 pahare. Eu oricum n-ajungeam, nu știu, le pun tot timpul oamenii ăștia super sus, eu sunt super scund, am 1,50 m și nu ajung. Tătic de bebe a cumpărat ketchup dulce, parcă ăsta-l cumpăra el de obicei și e super, super bun. V-am zis că a cumpărat și el câteva, că a fost mai devreme. Eu am cumpărat câteva bucăți, câte sunt, 2, 4, 5 de mozzarella din aceasta. Mie îmi place super mult, pentru că acum am poftă de foarte mult, am poftă de
o pizza și deși eu nu am mai mâncat pâine de o lună și ceva, cred că două, nu mai țin minte exact perioada de când mai mănânc eu pâine, am poftă de pizza, mă gândeam să comand, dar nu am mai comandat, așa că mai aveam niște lipii la congelator, le-am scos pe acelea de la congelator și o să îmi fac la cuptor pizza, cum v-am spus eu. Am un ketchup de la mama, mai am decât unul. O să rog să văd dacă mai vrea să facă cu mozzarella și cu bacon. Și am luat baconul să fac, să pun pe pizza. Pun lipia, pun sosul de ketchup, taie din 2-3 felii din această mozzarella, pun baconul peste și asta este pizza. Eu mai fac, mănânc pizza cu sos de usturoi, fac un usturoi cu ierburi de Provence, deci pur și simplu usturoi, pun ierburi de Provence și ulei sau ulei de măsline peste și cu puțin ketchup, e super, super bună. Deci am luat 4 din acestea. Am luat și această brânză camembert, cred că este, parcă așa știu. Nu, este brânză moale cu mucegai alb la suprafață. Mie îmi place foarte mult, știți, și îl mănânc cu dulceață sau gem de căpșune. Eu nu știu diferența care este, în fine, dacă e de căpșune, îmi place foarte, foarte mult. V-am zis iaurtul grecesc. Am cumpărat și hamburger din acesta. Aoleu, am luat hamburger mexican. Da, voiam să iau clasic, dar nu știu de ce am luat mexican. Parcă ăsta mexican e puțin picant. Sper că nu. Sper că nu este. Da, e zis că este hamburger de pui în stil mexican. Sper că nu este picant. Voiam clasic, nu știu de ce. Știu că am ales... Eu țineam minte că am ales clasic, dar se pare că am ales mexican. În fine. Am luat și două pachete din acestea de șervețele, văd că 100 de șervețele pentru Ludmila. Ajunsesem la casă și nu cumpărasem cafea. Cafeaua mea preferată, știți că este aceasta, eu pe asta o beau și ajunsesem la casă și nu o cumpărasem. Mi-am amintit fix la casă, am lăsat produsele pe bandă și am fugit repede să o caut. Acum schimbaseră rafturile și nu mai știam unde sunt, am alergat prin tot magazinul, noroc că fix le-am găsit la fix, n-am ajuns să plătesc și am luat o cutie cu câte mai erau, nu știu, cred că erau 15 dacă nu mă înșel, iar la casă am găsit încă o cutie plină, am luat-o și pe aceea, asta fusese ultima cu cele 15 pe care am găsit-o. Am văzut undeva la Pepco că aș avea, ar fi un mini tocător din acesta de ceapă. M-am gândit eu la carne, la burger, la ce fac eu și voiam să iau. Am fost ieri, eu nu pot să zic că m-am uitat cu mare atenție, dar nu l-am văzut și după aceea, adică a scris o domnișoară pe Instagram că este și la Lidl și o să-l găsesc. Și chiar l-am găsit, chiar m-am bucurat când l-am găsit. Am cumpărat și niște bicarbonat pentru a pune în litiera pisicilor ca să nu miroase. Știți că dacă puneți bicarbonat nu mai miroase, pentru asta îl folosesc eu. O prietena mea a cumpărat pentru pisicile de la Bloc această mâncare de pisici și mi-a dat-o. Știe că eu pun în mai multe locuri și cumpără mâncare și îmi o dă mie. Tătic de bebe a cumpărat de la Anabela, este un market local sau nu știu dacă acum s-a extins peste tot. A cumpărat aceste ouă pentru că la dieta mea mâncăm foarte multe ouă. Am cumpărat și două de ciucradler din acesta cu pepene și coacăze negre. Văd că a început să mă deranjeze stomacul, deci s-ar putea în scurt timp să nu mai beau.
V-am zis că eu am o perioadă și după aia termin. Pentru că, după cum știți, coticiz are cel mai mare procent de proteină, îl iau și câteodată îl amestec cu carne tocată sau cu ou sau pur și simplu îmi fac o lipie doar din ea. Pui coticiz pe o hârtie de copt, pui sare, piper, ce vrei tu. Mie îmi place să pun oregano, îmi place gustul de la oregano, pun pe o hârtie de copt și o bagi la cuptor și asta este lipia. Dacă vrei ceva proteină, adică fără lipie, lipie. Eu astăzi eu vreau să mănânc pur și simplu lipie normală, că nu cred că strică dacă poți să mai bagi ceva gluten din când în când. Am cumpărat și aceste inele de brânză, mozzarella, nu știu ce sunt, îmi plac foarte mult, eu folosesc cam 4, mănânc și restul le mănânc în altă zi. La fel și cu acestea, tot așa împărțite în două, mozzarella sticks, sunt super bune, la fel tot câte 4 mănânc, super, super bune, v-am zis, îmi plac, le pun la air fryer, nu le prăjesc în ulei, deci nu le mai prăjesc de mult. Și îmi rămăsese ketchup-ul de la ei și îl iau la muncă, pentru că acolo, vă dați seama, n-am un frigider și le iau aceste pliculețe și când am nevoie mănânc ketchup-ul acela. Și tătic de bebe, că nu pot să... Și tătic de bebe a luat acesta șternut de pisici de la Kaufland. Știți că acesta îmi place foarte mult și mai este cel de la Lidl. Acum am văzut la Lidl, dar nu l-am mai luat. Dacă luase tătic de bebe deja așternutul acesta, este destul de ieftin, în jur de 15 lei, 10 litri spun ei. Și chiar sunt curioasă să văd cât este, îl pun acum pe cântar. Și... îmi place că nu are miros, deci chiar nu are deloc miros, ține destul de bine mirosurile și poți să iei foarte ușor și mizeria pisicilor. Și acestea au fost toate cumpărăturile mele. Eu vă mulțumesc mult dacă v-ați uitat până la capăt sau ascultați când faceți treabă, așa fac și eu cu clipurile, ascult când fac treabă pentru că nu aș avea timp să stau, pur și simplu am peste 100 de clipuri pe care le salvez și mă uit la ele atunci când am timp. Vă dați seama că unele clipuri au câte o oră, deci nu pot să stau fix, să stau undeva și să mănânc sau să, nu știu, pur și simplu, fără să fac ceva. Trebuie să fac două lucruri odată, o vizită și clipurile, mă uit la ele cap-coadă și așa vă ajut și pe voi. Puteți să faceți același lucru, nu mă deranjează. Eu vă mulțumesc încă o dată pentru vizionare. Dacă nu sunteți abonați la canalul meu și vreți să vedeți ce mai cumpăr sau ce mai fac, eu vă aștept data viitoare. Pupici! O zi sau seară minunată să aveți! Pupici!